Domnul ne-a trimis la doi copii, Maria și Iosu. Aici suntem, e bine. El bolile pe cruce le-a purtat, ca rănile lui, astăzi să poți fi vindecat. El a trăit în suferință, ca în fiecare încercare, să ai răbdare și voință. Adânc în inimă tristețea și a săpat, ca în orice vreme, tu să poți fi mântuit. În seara de Crăciun, întoarce-te cu mulțumire spre cel care te-a întocmit și cu răbdare te-a zidit. Fii bucuros de aerul pe care îl respiri, de fulgul care în palmă s-a topit, de bolta cerului nemărginit. De blândețe plin, să n-aibă loc niciun suspin. Nu vrem să trezim, cu bunătate îi alin. Ei, haideți, nu mai stați, Domnul v-a trimis să-i binecuvântați, din harul lui să revărsați, fiți credincioși și pace dați. În seara de Crăciun, când totul liniștit pe drum și în inim pacea coboruse, din cerul Domnul ne-a trimis cu binecuvântări alese. Iisus ne dă azi bunătatea să fim ca el de generos, în toate, ca pâinea caldă să te dăruiești și totuși să nu flămâzești. A zis, fii blând cu cei ce te lovesc, fii blând cu ei când ei cu urât vorbesc. Fii un balsam vindecător în orice vreme, fii de ajutor. Atunci când îți nudești de-a te lovește și când durerea te strânge ca un clește, crede-te în dragostea divină și așteaptă zilele de pace care au să vină. În seara de Crăciun, când cerul s-a îmbrăcat în sărbătoare, lăsându-și slava sa nemuritoare, Domnul Iisus venind se întroiește să se nască și în inimă de om să locuiască. A dat durere pentru vindecare și suferință el a dat pentru împăcare. Să aștern în această casă pacea ce vine din înaltul cerului de la Dumnezeu. Vin și eu, căci acolo unde este pace, dragoste se găsește din belșug. Dar viața doar acolo dăinuiește, unde dragostea se regăsește. În seara de Crăciun, întoarce-te cu mulțumire chiar atunci cu fata către fiul său, care atât te-a iubit și în locul tău. În locul tău a suferit și pentru tot ce ai primit în locul tău el a plătit. În Ghețimane, când se ruga, pe al său tatăl chemam. În inima avea o tulburare cu toate apele din lumea mare. Iar pentru noi, el pacea a păstrat, de aceea s-a făcut păcat. Când oamenii cu ură l-au lovit, când l-au schipat și l-au batjocorit, Iisus a suferit fără încetare ca noi să avem dragoste cu ură. Iar când pe cruce el a fost urcat și când Fiul viața el și-a dat, plătise prețul cel mai mare, ca noi să avem azi viață și iertare. În seara de Crăciun, Dumnezeu făcuta o minune, primise pe Iisus în lume. Darul nu i-a fost primit, dar pentru toate a plătit și el ne-a biruit. Dar el totuși a iubit și pentru toate a plătit. El a plătit cu durere ca noi să fim vindecați. A plătit cu suferință ca noi să fim împăcați. A plătit cu moarte ca noi să fim înfiați. Amin.